Retezatul sălbatic, camerele de monitorizare amplasate în teren au surprins imagini spectaculoase cu animale care își duc viața acolo. Datorită habitatelor sale diverse, naturale sau puțin modificate de intervenția umană, Parcul Național Retezat adăpostește un număr de 55 de specii de mamifere. Parcul oferă condiții pentru supraviețuirea celor mai importante dintre carnivorele mari europene, râsul, ursul și lupul. Încet, încet zăpada se topește, iar animalele pleacă în căutarea hranei. Carnivorele mari, aflate în vârful piramidei trofice, sunt elemente cheie în relațiile ecologice ce guvernează cadrul natural și dovada vie a unui ecosistem sănătos. Administrația parcului sfătuiește pe turiști să nu arunce deșeurile în ariile protejate, pentru a evita apariția urșilor gunoieri în retezat care, în în căutarea mâncării, ar sfârșia corturile și ruxacurile turiștilor. Lupul, supranumit și sanitarul pădurii, are un rol extrem de important în ecosistem, hrănindu-se și cu animale slabe sau bolnave de pe teritoriul lui, contribuind astfel la sănătatea naturii. Este social și trăiește în haită formate în general dintr-o pereche dominantă și urma și acesteia. O altă cameră de monitorizare amplasată în apropierea unei ape curgătoare a surprins imagini cu o vidră tare grăbită, dar și cu un jder care pare curios și se învârte în fața camerei de supraveghere. Parcul Național Retezat este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a pădurilor Rom Silva și este situat în sud-vestul țării, în județul Hunedoara.